Liderul socialdemocraților călărășeni Vasile Iliuț a declarat joi în cadrul unei conferințe de presă că PSD vrea să intre la guvernare cu cei mai buni specialiști ai partidului care să guverneze într-o perioadă de criză pandemică și economică. Pentru că la Călăraș PSD a ocupat poziții fruntașe la alegerile locale și parlamentare, formațiunea politică poate oferi o echipă de specialiști din teritoriu care să guverneze România. Multe evenimente întâmplate în ultima săptămână. Astăzi, împreună cu domnul deputat Mitică Coadnă și cu domnul Bârcă Constantin, încercăm să vă aducem la cunoștință ce se întâmplă pe plan național la momentul acesta unde Partidul Social Democrat vrea să intre la guvernare și, de ce să nu spunem, vrem să aducem cei mai buni specialiști ai partidului să guverneze România într-o situație de criză pandemică, criză economică și, de ce să nu spunem, și criza politică care au dus la propunerea unor prim-miniștri care nu au fost capabili să formeze o majoritate în Guvernul României. Despre asta va vorbi domnul deputat Mitică Coadnă, mult mai informat și ne va spune ce se întâmplă. Domnul deputat Constantin Bârcă ne va vorbi despre agricultura și problemele agriculturii astăzi. Iar eu aș vrea să vă spun câteva lucruri. La Călăraș, Partidul Social Democrat, ocupând poziții fruntașe, locul 4 la locale, locul 5 la parlamentare, poate să ofere echipei de guvernare specialiști care să poată să conducă. A spune un singur lucru. Ministerul de Interne, de ce n-ar fi Mitică Coadnă? A spune prefect de județ Călăraș, Cristian Sefăr, fost deputat al partidului, secretar de stat, Mihai Cristian Bogdan, directorul spitalului, Eduard Gram, administratorul public al primăriei, Sorin Vrăjitoru, secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Sunt oameni care pot să convingă că au experiență și poate să conducă anumite zone din ministerele unde vor fi propuși. Avem și doamne, Mirela Tache de la ADN, care putem să o propunem pentru viitor. Laura Munteanu, președinta Organizației de Femei, diaconul Corina. Și doamne care pot să facă parte din ministere care, pe competența domniilor lor, să poată să conducă mai departe. Cred că și Partidul Liberal, dacă nu va mai fi la guvernare, câțiva specialiști de la domniile lor, am putea să-i luăm, să-i invităm, să putem să gândim o variantă de a putea să guvernăm și județul Călăraș. Ar fi vorba de Roxana Pazurcă, fostul senator, domnul Dragoș Coman, care e izolat astăzi în rândurile Partidului Național Liberal. Și un independent care nu e mai afiliat politic, Călin Nicușor, inspectorul pe forțele de muncă sau pe ce înseamnă mobilitatea personalului la învățământ, putem să-l atragem, să-l invităm să vină în rândurile Partidului Social Democrat, să putem împreună să guvernăm județul Călăraș.